Pluto este cea mai mare planetă pitică cunoscută în prezent, însă chiar și așa este destul de mică în comparație cu celelalte corpuri din sistemul solar, având un diametru de 2372 de kilometri, cu 32% mai mic decât cel al Lunii. Aceasta este formată în principal din rocă și gheață. Până în 2006, Pluto putea fi cunoscută ca și a noua planetă din sistemul solar, însă acest lucru s-a schimbat, aceasta primind numele de planetă pitică. Orbita lui Pluto este diferită în comparație cu orbitele planetelor, aceasta având o înclinație de 17 grade. Și deși fiind aproape circulară, Soarele nu este în centrul acesteia. Din această cauză, Pluto ajunge periodic mai aproape de Soare decât Neptun. Perioada orbitală a lui Pluto este de 248 de ani. Pluto are 5 sateliți naturali: Styx, Nix, Kerberos, Hydra și Charon. Cel mai mare fiind Charon, având un diametru de 1212 km. Datorită faptului că diametrul lui Charon este comparabil cu cel al lui Pluto, centrul orbitei acestuia nu este în interiorul lui Pluto, ci în afara lui, astfel formând un sistem binar.